simplu și ușor de înțeles. Game quiz în istoria televiziunii mondiale, o spun mereu și mereu. Bună seara, bun venit! Ne bucurăm că suntem atât de mulți de fiecare dată. Semn că sunt mulți români care își pun mintea la încercare în fața televizorului. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei din seara asta. Loredana, bun venit! Să rămână. De unde vii, Loredana? Sunt deloc din Iași, dar locuiesc în București. Născută în moldoveancă, da? Da, da, da. Salut, Dănuțe! Deloc, de unde? Dâmbovița. Dâmbovița. Ce faci? Cu ce te ocupi, Dane? Zugrav. Zugrav. Rar găsești meseria asta în România. Sărut mâna, Alina. Bună seara. Ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt comerciant. Comerciant. Da. Răzvane, tu? Sunt inginer. Inginer mecanic. Pe parte de automatizări. Automatizări. Salut, Victore. Bună seara. Ce faci? Foarte bine. Pregătit? Cu ce te ocupi? Șofer. Șofer. Toată lumea, avem toate meseriile, avem oameni din toată țara. Răzvane, unde ești născut? Născut în județul Prahova. Prahova. Victore, unde ești născut? Botoșani. Botoșani, moldoveni, toată România aici. Dați-mi voie să începem jocul cuvintelor. Loredana, Dane, Alina, încerci? Încerc? Încerc? Hai, sigur. Prima, Alina! Hai. Oi, 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 oi. Cu emoții, cu... Da. Nu te mai uita în jur. Uită-te în mintea ta. Că da. Toți oamenii care vin aici se sperie de lumini, de masa asta. Masa e albă, prezentatorul e negru. Și te sperii dintr-o dată. Cum ești, Alina? Foarte bine. Ce faci? Cu ce te ocupi? Comerciant. Da, comerciant la firma proprie. Ce comercializăm diverse produse de uz casnic. Afacere de familie? Afacere de familie, da, lucrez cu soțul meu. Super. De cât timp o aveți? De 10 ani. Ați trecut de pandemie. Am și trecut ați de pandemie. Că au căzut de firme. Pandemia ne-a deschis puțin mintea. Adică? Adică ne-am extins puțin. Ne-am extins și pe online. Am înțeles. Până acum aveam doar magazin fizic, acum suntem și pe online. Dar ce vindeți, Alina, concret? Mopuri? Sigur, nu? Că da, da. Articole sanitare... De uz casnic. Cumpără lumea, sigur, mopuri pe online, pe internet? Cumpără, da. Da. Pregătită? Da, sper. Ce școli? Zi-mi de școlile, cum ești? Ce ai făcut? Ce ai terminat? Terminat facultatea de psihologie. Psihologie, da. Ai terminat? Da. Și ai un magazin... Da, și fizic îl ai. Deci și fizic. Vine omul și clientul. Da, vine ziua, și clientul. Aveți, sigur, avem, da. Sigur, sigur, sigur. Excelent. Sigur. Alina. Da. Fii atent, regulamentul știi. Da. Toată lumea știe regulamentul? Victore, da. Răzvane, știți regulamentul, da? În clipa în care aveți cuvântul, apăsați pe buton. Când apăsați pe buton, vin banii. 100 de lei pentru fiecare literă. Da. De fiecare dată când îmi cer litere, te costă... 100 de lei. 100 de lei. Hai să începem. Sigur. 4 litere pentru început. Simplu. Ne punem mintea la contribuție, da? Zici așa. Aș scrânti mâna sau piciorul din 4 litere. A o rupe. Păi nu știu, nu mă întreba, că nu pot să zic. A rupe. Sau a o leza. Traumatismul ligamentelor, Alina. Cum îi zice? Când îți scrântești piciorul. Mi-am piciorul. Rupt. Măi, ai zis-o și nu e. Când îți deplasezi osul de la locul lui. Nu cred. Hai mă, a disloca, a suci, a rupe, a... Ți-ai glezna, ți-ai... A suci. Glezna, măi, glezna, ți-ai... Luxa. Da. O știai, Răzvane? După indiciile tale, da. Înainte și eu tot a rupe, am zis. A rupe, da? Da. Dar după aceea a disloca, a rupe... A luxa. 400 de lei. Fii atentă. Tot din 4 litere. Greață, dezgust. Literă. Hai, o literă. Silă. Ăsta e, silă. Avem 100 de lei pe minus. 5 litere. Om mic, inocent și naiv. Din 5 litere este. Literă. Căsătorită? Da. Ce-ar mai trebui să te întreb? Căsătorită? Copil. Ei, copil! Ai? Am.
O fetiță de 10 ani. Deci asta trebuia să te întreb. Copil, copil. Este. Fii atentă. Care a fost cucerit de frumusețea sau de vorbele cuiva, Alina? Adjectiv ăsta. Literă. Literă. Ademenit de farmecul cuiva. Mă uitam la... Ademenit de farmecul cuiva, Alina. Mă uitam așa la căsuțele alea câte intră. Literă. Mai mult decât impresionat. A fost cu... S-a fost sedus. 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 Suferință fizică sau morală? Suferință fizică sau morală? Literă. Semnalul ăla de alarmă al organismului. Literă. Auzi, Alina, poate da. Să fie cronică, poate să fie acută. Literă. De intensitate mare sau de intensitate mică? Durere. Păi vezi, Alina, durere, bun, durere. Durere. 800 de lei, mai ai 2 minute și 39 de secunde. Lumina ochilor. Literă. Literă. E din 6 litere ăsta. Pupilă. Ăsta e, pupilă. Ne ducem la 7 litere, Alina. Zice așa. Mișcare de rotație continuă a corpului de cel puțin 360 de grade. Literă. Deci de cel puțin 360 de grade. Rotundă. Învârtirea executată pe un singur picior, Alina. Îi zice într-un fel. Pe un singur picior. Literă. Sau o rotire rapidă pe vârful picioarelor. Piruetă. Piruetă! Avem cât? Avem 1700 de lei, mai avem 2 minute. Bine cu timpul, foarte bine. Care și-a creat o părere fermă asupra unui lucru. Literă. Adjectiv ăsta. Literă. Are o certitudine. Ăla care are o certitudine. Cum îi zice lui care, băi, eu am o certitudine că tu poți să câștigi seara asta. Literă. E hotărât să treacă la acțiune. Este convins. E convins. Perfect. Convins. E convins. Hai la 8 litere. Omul din câmpul muncii. Muncitor. Muncitor din 8 litere, mă, un, că, it, or, și, sau, că n-a ieșit muncitorul. N-a ieșit. Angajatul ăla permanent. Ai lucrat, acum ai afacerea ta proprie, da. Ai lucrat undeva înainte? Da. Ce-ai fost? Angajat. Angajat, da, om cu carte de muncă, sau... Omul cu carte de muncă, angajatul, care e plătit, are o leafă, are un salariu. Salariat. Salariu, salariatul ăla. Alina, a lua sau a înstrăina temporar un bun? Temporar, da? Îl iei? Am promutat. Nu mă întreba. Când ai siguranță, apeși. Dați-mi o literă. Ai 2900 de lei. Când te bucuri de proprietatea cuiva. Mai vreau o literă. Tocmești un contract cu cineva. Ca să iei lui proprietatea. Pe termen limitat. A închiria, măi, Alin. Închiria. Avem 3500 de lei. Mai avem 57 de secunde. 9 litere. Fii atent aici. Care a fost netezit prin apăsare. Adjectiv ăsta. A fost călcat în picioare și după aia îndreptat. Are un... Bătătorit. Ești tare. Nu mă așteptam să-l iei. 4400. Nu mă așteptam să-l iei. Perfect.
Fii atentă. Păstrare sau conservare în aceeași stare sau formă. Dați-mi o literă. Ai o literă. Mai dați-mi una. Și încă una. Constanța într-un proces. Știi, adică continuă sub același aspect, Alina. Continuarea sub același aspect. Menținere. 5.000 de lei, 21 de secunde, a ridicat sus jackpotul. Cineva pleacă cu banii ăștia, cel puțin cu banii ăștia, la final acasă. Vom vedea dacă o fi Loredana, dacă o fi Dan, Răzvan, Victor, o fi tu, Alina. Fii atentă. 2 din 10, da? Da. Introducerea mașinilor în procesul de producție. Dați-mi o literă. Încă o literă. Procesul ăla de trecere de la manual la motorizat. De la producția manuală la producția motorizată. Mecanizare? Mecanizare! 5.800 de lei. Mai aveai un cuvânt, dar timpul nu ți l-ai drămuit prea bine. 5.800 e bine, nu? Da, este foarte bine. Alina, acum să vedem cât fac ceilalți. Să vedem. Mulțumesc mult! 4 minute, 5.800. Răzvane, hai să te vedem! Salut, Răzvane! Salut, Dane! Ce faci? Uite, am venit să te cunosc și să ne iei banii. Să încerc ceva nou. N-am mai fost până acum. Ce faci, Răzvan? Cu ce te ocupi? Sunt inginer de automatizări la o firmă din mediul privat. Mă ocup cu, să zic așa, pregătirea unor oferte pentru diverse componente electronice. Născut unde? Născut în Vălini de Munte, dar sunt din Drajna de Sus, o localitate de lângă Vălini de Munte. De lângă Vălini. Frumos, da. Vălini de Munte. Da. Frumoasă, da. Zonă. Când cobori așa din centru, pe dreapta e casa lui Iorga, da. Nicolae Iorga. Da. Avea o vorbă el frumoasă. Pierzi ani în viață și la sfârșit ceri zile. Cerșești zile. Da. Exact așa e la jocul cuvintelor. Pierzi minute și la sfârșit cerșești secunde. Așa este. Răzvan, dacă tot ai zis că ești inginer, de câte vreme lucrezi? În inginerie, să zic că lucrez în jur de 7 ani. Știi cum e cu salariile, știi bine. Din care s-au scăzut cheltuielile, impozitele. Brut. Net. Zim femininul. Nete. Femininul, netă. Singularul. Netă. Netă. Cum, mă, brutul? N-am fost atât. Știi că din care, nu? Văzusem că e din 4 și așa, mi se părea că e... Că... Nu, e suma de bani cu care rămâi. Corect, da. Nu e netă, Alina? Nu, da. E suma netă? Nu, Victore? Da. N-ai treabă cu banii. Cu netul rămâi în buzunar. Da, corect. Brutul e ăla de... Cu care aș vrea să rămân în buzunar. Dă statul la el cât poate de mult. Da. 3 minute 57 de secunde, 400 net ai. Fii atent. Miros puternic, Răzvane, neplăcut, care se degajă. Literă. Mirosul ăla înțepător. Damf. Ești tare. Nu l-aș fi luat. Damful, perfect. Nu l-aș fi luat. Zău. Răzvan, când restabilești balanța... A restabili balanța. Literă. A egala. Omul, ești tare. 1.100 de lei, ești tare, Răzvane. Perfect, a egala. Eminescu are vorba, egalitatea e doar în matematică. Niciunde altundeva. Nici aici nu o să fie egalitate. Unul dintre voi o să plece cu banii ăștia. Avem 1.100 de lei. Alina, 5.800. 3 minute și 38 de secunde. Fii atent, Răzvane. Fel de mâncare de orez. Ia gândește-te la mâncarea de orez. Literă. Mâncarea de orez. Ăla fiert cu... Pilaf. Pilaful. Pilaful.
1500, 3:27 minute. Construcții care îndreaptă cursul apei. Se vorbește despre asta. Literă. Sunt de piatră, de beton, de pământ. Cursul apei, da? Ai un curs al apei. Da. El îndreaptă cursul apei. Construcțiile astea. Literă. Opresc, sunt opritoare puse pe cursul apei. Răzvane, când sunt inundați în România, dau ăștia la televizor, breaking news, diguri. S-a spart diguri. Ăsta e. 1900 de lei. Inginer. Mai zi-mi o dată câți ani? 34. 34 de ani. Bătălie mare. Loredana, câți ani? Iartă-mă că te întreb. 50. 50. Hai să vedem bătălia asta. Răzvane. Da. Fii atent. A stresa sau a bântui mintea cuiva? Literă. Când produci cuiva o mare neliniște mentală? Literă. Când ești... Ai timp. Ia-o încet. Literă. A face pe cineva să fie cuprins de o manie. Ți-a venit și prima literă. Bă, nu e greu. Hai, Răzvane. Obseda. Ăsta e! 2200. A obseda. Fii atent. Loc de păstrare, de stocare a bunurilor. Depozit. Îmi place și concentrarea asta, da. 2 minute și 21 de secunde mai ai. 2900 de lei. Căsătorit? Da. Doamna se numește? Mihaela. Mihaela. De câtă vreme? Păi suntem căsătoriți religios din 2021. De un an. Suntem dar în 2022. Civil avem din 2019. De un an. Întoarce-te la nunta ta, da? Întoarce-te la nunta ta cu șir de persoane care însoțesc o ceremonie de uniune. Suntem în 2022 acum, toamna. Tu întoarce-te la nunta ta de anul trecut, din 2021. Ia. Amintește-ți de oaspeții tăi de la nunta din 2021. Literă. Ăia care erau prezenți alături de Mirde. Nuntași. Ăia erau, nuntașii. 3500 de lei. 2 minute și 3 secunde. E bine, Răzvane. Îmi place și mimica ta. Auzi? Declarație prin care o grupare își face cunoscute, gruparea aia își face cunoscute deciziile sau intențiile. Definiția nu e faș. Literă. Proclamația aia, chemarea la o acțiune de masă. Literă. Îl știi, Dane, dar nu șopti, nu? Ok. Literă. Înainte mi-amintesc că era un film Pistruiatu și ăia împărțeau comuniștii în film, împărțeau niște... Nu zi, Loredana. Literă. N-ai prins pistruiată, n-ai prins. Hârtie pe care e scris programul. În pistruiat împărțeau și scria proletari. Manifest. Manifest. Perfect. 3900. Un minut și 22 de secunde. Câte? Suntem la 8. Adică mai am unul din 8, 2 din 9 și 2 din 10. Okay. Nu și-a gestionat bine timpul, Alina, dar a ajuns sus, a ajuns la 5800. Acum tu trebuie să gestionezi bine timpul. Fii atent, Răzvan. Da. 3900. Tăietură făcută într-un corp. Nu mă refer la corp uman neapărat. Literă. Poate să fie orice corp. Locul ăla al unei tăieturi. Mamă, ce-mi place cum te concentrezi așa. Literă. Poate să fie, dacă vrei, și în literatură. Diviziunea aia unei opere literare, muzicale. Literă. Îi zice într-un fel. Una, două, 300 de lei pierduți până acum. Dar e bine, suntem în... Literă.
Se ai oprit timpul la 400 de lei pierdere. E bine. Fii atent. Îți dau un sinonim. Parte. Parte. Tăietura făcută. Am prezentat eu Mamaia. Noi suntem în 2022. Acum am prezentat în acum 100 de ani. Și era mai multe. De șlagăre, de interpretare, de compoziție, de cum era. Secțiune, da. Secțiunea șlagăre era la Mamaia cu 164 de ani. Secțiunea, știi? Da. Și varianta aia, tăietura făcută într-un corp. Da, nu m-am gândit în sensul acela. Da. Cât avem? 3500. Vezi că încă mai putem. Da. Putem să fim pe prima poziție. Răzvane. Inflamația ușoară a pielii. Literă. Literă. Nu zic nimic, doar fac. Urticarie, dar nu... Că e, am eu urticarie. Inflamație ușoară a pielii. Literă. Literă. Furnicătura. Mâncărime. Mâncărime, Răzvane! Mă, dacă nu m-am înroșit aici, mâncărime. Da. Aia ușoară a pielii, 4.000. Fii atent, Răzvane. Ai 4.000 de lei, da, în clipa asta. Și mai ai 24 de secunde. Cât ai, Alina? 5.800. 5.800. Ai un cuvânt de 9 și 2 de 10. Deci, poți să o bați. 2 de 10 înseamnă 6.000. 1 de 9 înseamnă 900 de lei. Poți să te duci sus de tot. Ai dreptul să iei în următoarele 3 cuvinte 10 litere. Ok. Ești în grafic. E bine de tot. Dar nu rata nimic. Cel mai prost stai în clipa asta cu timpul. 24 de secunde. Răzvane, fii atent. Din 9 litere, atenție la timp. Care cuprinde și cele mai mici detalii. Literă. Adjectiv ăsta. Literă. Cele mai mici detalii le cuprinde. Literă. A fost explicat cu migală. Literă. Cu... 4 ți-ai luat. Bun. Mai poți să iei 10. Litera, ai luat 4. Deci încă 6 mai poți să iei. 23 de secunde. Atenție la timp. A fost explicat pe larg, în cel mai mic detaliu. Am anunțit. Bravo. Bravo, Răzvane. Bravo. 4.500 de lei. 12 secunde pentru două cuvinte. Fii atent. 6 secunde de fiecare cuvânt. Da. Și mai ai voie să iei 6 litere. Ca să poți să o bați pe Alina. Asta înseamnă 3 litere pentru fiecare cuvânt. Răzvan, asaltul final. Îl dăm? Da. Fii atent aici. Poți să fii pe prima poziție. A susține din punct de vedere financiar o activitate. Literă. 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 Bun. 3. Ți-ai securizat pentru următoarele 3. Hai că poți. Hai că poți să fii locul întâi. A oferi cuiva o subvenție. A finanța... Fii atent. A da bani cu scopul de a-și face reclamă. Sponsoriza. Cum? Sponsoriza. Ăsta e! 5.200. Totul sau nimic pentru tine. Exact. 6 secunde. Mai ai voie să iei 3 litere și să descoperi următorul cuvânt. 3 litere atât poți să ceri în astea 6 secunde. Ok. Dacă găsești cuvântul, sar pe prima poziție. Răzvane, încep? Da. Asaltul final, da? Fii atent. Concurență între două sau mai multe persoane care literă. Aspiră la literă. Același lucru. Literă. Bun. În jumătate de minut poți să fii locul întâi. Hai. Dorința de a-l întrece pe altul într-o competiție. Îi zice într-un fel. Lupta dintre FCSB și nu mai e Dinamo, lupta dintre FCSB și Cluj sau Rapid pentru prima poziție. Anul ăsta Cluj, Rapid. Nu. Ce e între astea două? Rivalitate. Rivalitate. Yeah.
rivalitatea. Uai, iai, cât de aproape. Aproape, da. Cât rivalitatea. Da. Îl știai, Dane? Îl știai? Ai fi fost pe locul întâi, Dane. Aveam eu punctele astea. Rivalitate, Răzvane. 4500. Ăsta, ultimul cuvânt, te-a dus pe locul 2. Alina rămâne pe prima poziție. Răzvan, domnule inginer, mulțumesc. Mulțumesc eu. Concurență, rivalitate, Răzvane. Loredana, hai să te vedem. Hai, Loredana. Română, Loredana, bun venit. Română, bun venit. Bine v-am găsit. Bine a jucat ăsta, Micu. Da? Rivalitatea de la final. A jucat bine Alina, momentan. Deocamdată, Alina, cât? 5.000? 5.800. 5.000, e bine. Stai să vedem, mai e Victor, mai e și Dan, mai sunt încă doi concurenți. Ce faci, Loredana? Mulțumesc bine. De unde? Aici la tine. De unde? De unde vii? De loc din Iași. Din Moldoveancă. Da, din Târgu Frumos. Ce faci? Cu ce te ocupi acolo în Târgu Frumos? Păi nu, acolo te-ai mutat. Acolo te-ai născut. Da. Și ce faci? Asistem vânzări. Ce vânzări? Încălțăminte, genți. Bun. Tot online? Online? Nu. Nu, un brand la noi în țară aici. E greu să-ți cumperi încălțăminte, deși și fiica mea mai din are lumea bani. Are, așa-i? Are. Da, e ok. Că toată lumea la televizor, când deschizi televizorul, numai criză vezi, tot sperieturi, frică. Na, așa. Ne inducem singuri. Frica pleacă din noi. Frica e de partea cealaltă a libertății întotdeauna. Așa, dai, mai bine te uiți doar la jocul cuvintelor, după aia ai închis. Te relaxezi? Te relaxezi, te gândești, pui minte la contribuții. Asta încercăm noi să facem, să-i facem pe oameni să gândească. Cu mintea lor, că dacă gândești cu mintea celor de la televizor, da. Nu? Trăiești într-o panică continuă. Așa e. Loredana, asistent, vânzări. Ce ai făcut? Am liceu. Ok, care? Liceu. Ce fel de? Liceu teoretic. Teoretic. Am făcut realizări doi copii. Se făcea liceu ca lumea. Da. Adică era, ăla era liceu. Da. Și acum, cum se face? Câți ani au copii? Fetița 23, băiatul 11. 23? Da. Excelent. Masterandă ultimul an. Fetiță de 23 de ani. Fetiță. Și el mic 11. Da. Eu zic să începem, Loredana. Trebuie să batem cât, Alina? 5.800. 5.900, dacă facem, am sărit pe prima poziție. Răzvan a fost la atât de rivalitatea cu Alina. 4 litere. Prefix cu care se formează cuvinte legate de popor, de locuitori. Prefix. Deci prefixul ăla care se pune înainte. O literă. Hai, o literă. Face legătura, se pune înaintea unui cuvânt. Încă una. Nu e greu. Uite, ți-au venit ultimele două. Încă una. Doamne, prefixul ăla. Demo. 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 Da, nu mă gândeam. Demografie. Da. Demografie. Democrație. În Grecia antică, demos erau oamenii liberi care trăiau într-un oraș. De aici, democrație. Demos. Demos, da. Oamenii liberi. Nu e rău. Nu e rău. Avem 100 de lei, 3 minute și timpul. Am mâncat mult demosul ăsta. Uh-huh. Loredana, reunire a Camerei Deputaților sau a Senatului? Plen. Plenul e, perfect. Și Camera și Senatul le-ați transformat în dormitor. Doamne. Dar nu o să aveți un somn ușor când s-o trezi electoratul. Da, Doamne ajută! Se uită la noi, acum or fi și unii care... Ce să facem? Plen, demos, hai la 5 litere. Fii atentă. Loredana. Luat sub aripă, sub protecție. Păzit. Din prima l-ai luat, ai recuperat tot ce ai pierdut. Perfect, din prima l-ai luat. 1000 de lei, 3 minute și 31 de secunde. Știi vorba aia? Dinte, gaură, lipsă, pauză? Dinte, gaură, pauză. Vorba aia, bă, ia uite-l, taci, Victore, nu șopti, nu zi. Uite-l, Victor știe. O literă. Ia uite-l, bă, pe ăsta cum e, dinte, gaură, lipsă, pauză. Știrb. Știrbul e. Știi vorba aia? E glumă, da. Da. Lipsă, pauză. Da. 1400. Stăm bine. Te sperăm? Da, îmi place că ești relaxată.
Asta contează foarte mult. Încerc. Foarte mult. Am văzut concurenți relaxați azi. Liniștiți, așa, Răzvane, Alina. Răspândiri ale gazelor în atmosferă. Doamne, că și cu asta e o sperietură maximă. Gata, noi am distrus tot din cauza. Ai văzut, te uiți la televizor altceva, o literă. Prima ți-a venit. Degajările alea de gaze nocive, Loredana. Poate să fie de carbon, de CO2, acum încă trebuie. Una, ai, știi, da. Acum trebuie să conducem mașini încă electrice. Una? Ca să nu mai avem emisii. Emisii de gaze, emisii, emanații, spulgeri. Da. Mașine, asta cu mașinile electrice eu nu pricep, băi, Victor. Deci ai văzut, toată lumea zice să facem economie la curent, nu? Da. Păi da, mă, dar cumpăr mașină electrică cum? Să sting becul și să bag mașina în prins? Nu se leagă ceva. Nu. Emisii. Hai să se lege cuvintele noastre. Asta da. Contează cel mai mult. Loredana, a contribui la o cheltuială comună cu o anumită sumă. O literă. Ai fost membru de partid în vreunul? Da. Ai fost? A cotiza. Ai fost membru de... Nu, am fost pionier. Am Eu prins lasă, pionier. Gata, acolo nu cotizam noi. Atât am prins de pe vremurile Ceaușeste. Dar după, dacă ești membru de partid, cotizezi. Dacă mai trăia Ceaușescu, aș fi fost. Dacă ai o joci, dacă ești în galeria unei echipe, cum ar fi FCSB sau Rapid, cotizezi. Da. Răzvane, astea două sunt două echipe care au între ele, știi ce au? O? Rivalitate. Mă, iau, cum ți-a venit cuvântul? Cum îi zice? Rivalitate. Rivalitate. Acum știi cuvântul. Loredana. 7. Litere. 2100 de lei, 2 minute și 38 de secunde, 7 litere. Care a fost amestecată, a crescut, s-a umflat și urmează să fie preparată, doamna gospodină. O literă. Nu, asta trebuie să o iei din prima, Loredana. Care a fost amestecată. Da, Loredana. Deci, dacă a fost amestecată, da? Da. A crescut amestecată. Dospită. Spită, excelent. Nu venea. Știam, dar nu venea. Emoții. Spită. 2700. Bun timpul. Măi, Alina, dacă îți drămuiai timpul mai bine și... 5800 oricum deocamdată, e bine. Fii atentă. Întrunirea unui grup mai mare de oameni. Adunare. Ești tare, Loredana. Ești tare, Loredana. 3400 de lei. Ne apropiem de locul întâi. Perfect, bun. Adunare. 8. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10, hai cu mintea la contribuție. Șir de sunete emise de cineva cu voce ridicată. Ridicată vocea! E pluralul. Ai grijă. Strigare, nu? Țipete. Du-te în jurul cuvântului, du-te, strigă-te. Că mai avem 20 secunde. Cum? Strigă. Asta e! Excelent! 4200. Bun. Pantofi, ai zis? Da. Pantofi, genți. Pantofi, genți. Fabrică. Shoes and bags. Nu-i fabrică românească. Nu, dacă... e un brand din Polonia. Shoes and bags. Nici d-astea nu mai facem, nici pantofi. Nu mai facem, toate vin de afară. Polonezii, nemi, toate. Da. Shoes and... Nu le mai zice pantofi? Nu, mai zice. Shoes. Zău? Da. Da, una peste alta... E ceva care îți convine pentru că îți aduce un câștig. Că tot vorbeam de șuz. O literă. Încă una. Pentru proprietarii fabricii poloneze, că nu mai sunt români de mult, e o treabă... Material. Nu? Îți oferă un avantaj material, că tot ai zis de mult. Îți oferă un avantaj material. Auzi, e ieftin și bun, Loredana. Hai că vinzi pantofi. Nu cred. Rezonabil în raportul calitate-preț. Cum e? Când e... Sustenabil? Ce cuvântul? Avantajos, mă, uite, sinonim. Profitabil. E profitabil, adică e cum?
profitabil. E ușor cuvântul. Nu vine. Ba da. Ah. Da. Rentabilul. Da. Ce mi-a plăcut-o pe aia cu shoes, bag and sustainable. Sustainable, da. Shoes and... Oamenii nu mai vorbesc limba română. De asta facem noi emisiunea. Păi da, da. Știi că să ne învățăm. Și ne și miră că sunt atât de mulți români care se uită la jocul cuvintelor când toată lumea e cu shoes, bag, sus. Sus, cum ai zis? Shoes and bag. Nu, susten. Sustenabil. Hai la limba română. Fii atentă. Câte că tot vorbeam de limba română. Da. Software. Ah. Software conceput special pentru mobil, pentru telefon sau pentru calculator. Zi. Știi? Când o literă. Descarci. Da. Încă una. Poate să fie gratis, mie alea îmi plac. Aplicație. Asta e. Sau contracost, alea nu-mi plac. Da. Aplicație. Perfect. Da. Software, că vorbeam de limba română. Bun. Aplicații, stai pe telefon? Cel mai des ce folosești? Așa. WhatsApp-ul. WhatsApp-ul, așa-i? Da. Waze-ul în București. Waze-ul, dar n-ai, nu prea, nu. Nu prea... N-am nevoie de Waze în București. Mintea, nu? Da. Mintea. Da. Loredana. 4300. Cât, Alina? 5800. Vine. Vine. Fii atentă. Câte litere acum? Cum, cum? Cu câte litere? Mai ai așa, mai ai 1 minut și 40 de secunde, mai ai 4300 de lei și cuvântul este format din 9 litere. Mă gândesc că am telefonul, stai să mă gândesc să te ajut. Uite, am un telefon și încerc să te ajut. Dacă nu te prinzi, dau eu un telefon repede. Din 9 litere, care a fost răsplătită sau distinsă pentru merite excepționale. Sun eu la cineva. Sun eu la cineva. Nu știe că sun, asta e, să vedem. Primești... Premiantă. Nu? Primești o distinție pentru merite deosebite. Da, a fost premiată. Uite, sun eu la doamna Simona Amânar. Știi Simona Amânar, celebra... Da, medaliată. Cum? Medaliată. Medaliată, îi și închid telefonul. Gata, i-am închis telefonul, o sun eu după aceea. Medaliată, corect. Da. Medaliată. Ții minte podiumul ăla celebru, da, de la Olimpiada, da, din 2000, nu? Era Simona Amânar, Maria Olaru și Andreea Răducan. Era podiumul românesc. Medaliată. Mai mult rețin pe Nadia Comăneci. Nadia. Era în timpurile noastre. Nadia, și... Nadia, da. 5200. Da. Te poți duce la 7200. Ok. Transpirat. Da, un pic. 7200 într-un minut și 28 de secunde. Începem? 2 din 10, nu? 2 din 10. Da. Astea 2 din 10 pot ridica jackpotul sus de tot, Loredana. Sus. Fii atent. A readuce la viață. A da energie. Literă. Literă. Încă o literă. A face să devină mai vioi, mai activ, mai... Încă o literă. Încă una, că nu m-a ajutat. A însuflețit din nou. Îți dau un sinonim bun. Da. A revigora. Hai că poți. Are vigoare. Una, două, trei, patru, cinci litere ai luat. Mai câștigă 500 de lei. 6 litere, 600 de lei pierduți. Mai avem timp, 53 de secunde. Încă una. Una, două. Revitaliza. Revitaliza, Loredana! 5500 de lei. 5000 cât, Alina? 800. Ăsta e totul sau nimic. Ăsta e cuvânt de totul sau nimic, Loredana, pentru tine. Fii atentă. 48 de secunde. Ne uităm să facem matematica, da? 48 de secunde. 5500 de lei. Peste 300 de lei, peste 3 litere, ești la egalitatea Alinei. Peste 4 litere, ești pe locul întâi. Okay. Cel mai important cuvânt. Du-te sus de tot. Timp ai. Aproape un minut. 48 de secunde. Încep? Da. Pentru victorie, Loredana, da? Da. Îndeplinirea totală
a unei acțiuni. Secretul litera. Era totală. Secretul era litera. Totală. Încă o literă. Literă. Concretizarea unui proiect, Loredana. Încă o literă. Nu mai mult de una, mai ai voie să ceri o literă. Una. Ultima, că altfel da. Pierzi. Gata, oprește-te în acele litere. Gata. Hai. Ai oprit și timpul. Împlinirea totală a unei da, acțiuni. Da. Îndeplinirea. Loredana. Taci, Răzvan. Finalizare. Nu. Cum? Finalizare. Extraordinar. La 100 de lei distanță pe locul întâi, o literă. Excelent. Finalizare. Cum a fost? Bine. Aproape că nu ți-e, mamă, nu conștientizat. Da, m-am concentrat, am fost ce ai zis, prinsă. Dane? Ce ai zis, Dănuțe? Am zis că mă bucur. Îl știai finalizarea asta, nu, Răzvane? Nu, ziceam că mai avea 10 secunde, da, putea să mai gândească. Putea să se mai gândească. Da. Ai apăsat că ți-ai da. Dat seama de cuvânt. Dat seama. Mi-am dat seama, da, și am vrut să... Mi-am dat seama, dar nu venea. Finalizare era corect. 5.900 de lei, distanța de o literă față de Alina. Loredana, deocamdată ești pe locul întâi. Mulțumesc. Mulțumesc. La finalizare nu mă așteptam. Nici eu îl știam, dar efectiv nu-l găseam. Nu-l găseam. Că nu era cuvânt ușor. Nu era cuvânt, nu, dar nu era nici greu. Adică nu. Pentru mine nu era greu. Folosesc finalizare la servici? Corect, așa da, e, pentru da. Că finalizăm rapoarte, finalizăm. Da, de toate. Dane? Da, da. Nu finalizăm. Vrei să începem? Hai, hai, dă-mi să... Curios să te văd, Dane. Ce seară grea. Îmi plac concurenții din seara asta, mult de tot. Foarte bun. Rivalitate puternică între voi. Ce faci, Dane? Zugrav, mi-ai zis. Zugrav. Dă să pun mâna pe tine, că nu-i mai vezi în România. Chiar zugrav, măi? Zugrav, da? Zugrav. Unde ați dispărut, omule? În Germania, în Anglia, în Franța? Unde-s toți? Nu mai găsești meseriași, așa-i? Puțin. Și mulți, dar... Da, vai, mama lor. Doreli, mulți. Doreli. Da. Marea criză, cred că asta o să fie a forței de muncă în anii care vin, nu? Că nu mai... Unde? Nu mai... Ai comenzi? Ai. Nu duci. Prea, nu prea. Lucrez de colo-colo. Când e bine, când e rău. Pandemia? Nici bine, nici pe rău. Pe vremuri era mai bine. Când zugrav era zugrav, era o meserie care era o meserie acum. E vorba aia. Înainte era bine. Înapoi era și mai bine. Înainte era bine. Dane. Căsătorii, Dane? A, nu. A, singure. Mă pregătesc să-ți dau. Mă gândeam acum dacă avem și din zona de bucătărie întrebări, te-ai pricepe cât de cât, nu? Fii atent. Tot ce trebuie să faci e să bați 5.900 de lei cât are Loredana. Și să găsesc cuvinte. Fii atent, Dane. Începem simplu, încet, 4 litere. Aici am văzut pe mulți că s-au fâstăcit în seara asta la 4 litere. Pantalonul scurt al atleților. Short. 2 secunde. 2 secunde, relaxat așa. Perfect. Nu prea. 2 secunde. Citești, Dănuțe? Da. Îți place să citești? Da, dar n-am prea mai avut timp în ultimul timp. Ce citești? De toate. Beletrisică. Și dragoste, și tot acțiune, și romane de psihologie, orice mi-a căzut, am citit. Mă bucur asta. Mă bucur să aud asta. Ai trecut de castingul de la Jocul Cuvintelor. Avem niște mii de oameni care așteaptă în casting. Apropo, aveți pe ecran acum adresa de casting unde puteți să veniți să vă înscriți la Jocul Cuvintelor. Uite, Dan e un exemplu. Om care citește, îi merge mintea. 4 litere. A se jena. A se rușina. A se... Mai dăm tu un sinonim la... Literă. Mai dăm tu un sinonim la astea, la a se jena, a se rușina, a se... Literă. Când ești... Sfii. Sfii. Sfii, mă, Dane, mă, ăla cu prins de timiditate, știi? Așa mai eu acum. Timid, cum ești tu acasă, că nu ești, fii serios. 600. Au trecut vreo 15 secunde.
16 de când am început și ai adunat deja 600 de lei. Dănuț, peștișorul din poveste care îndeplinește dorințe. Literă. Auriu. Păi da, măi, peștișorul. Mă gândeam la aur. A zis aur și pormă, cum e? Că nu e eu de aur, e de auriu. Peștișorul ăla auriu. Pești, un pește de aur și îți îndeplinește. Te-ai gândit la, da. La aur, da. Goldul. Mai gold, de, gold, gold, nu, da. Loredana, nu mai da, e. Da, gold. Pantoful nu mai e pantof, e... Shoes. Shoes. Stai la casă, Dănuțe. Casă, da? Unde, în ce... În Dâmbovița. În Dâmbovița. Casă, pe pământ. Curte. Pe pământ, curte. Curte, animale. Ce va pe acolo? Un cotoi cât un pisoi? Un motan? Ăsta e motanul! Ești nedumerit așa, prea ușor? Ți se părea prea ușor? Nu, eram departe cu motanul față de definiție și nu venea să-l zic. Cotoiul cât pisoiul? Păi da, am făcut legătură cu masculul. Masculul pisicii, asta e corect. Dane. 1500 de lei. 3 minute 34 de secunde mai ai. Poți să fii pe prima poziție. Ghicește-l și pe ăsta. Substanțe care se află în stare gazoasă. Plural. Literă? Fie, substanțe am zis, da, așa scrie substanțe, adică e la plural. Apă. Fierbe apa, da? Fierbe apa. Vapori. Ăsta e. Ești bun, Dane. Bun, ai 2000 de lei și mai ai timp. Deci, fii atent, noi de când vorbim, n-a trecut un minut. Au trecut 40 de secunde. 40 de secunde, deci n-avem minutul trecut. E bine, păi ce suflia greu așa? Am eu aici o greutate aici. În piept. Ai o gheară așa care... Da. Uite, am ajuns la jocul. Am ajuns aici. Am ajuns aici și am făcut și 2000 de lei în 40 de secunde. Foarte bine. Dan. 6 litere. 6, da? Instituție dedicată menținerii sănătății. Clinică? Spital. Ce te duci, omule, la clinică? Ca și Loredana, la shows, la sustenabil. Spitalul, mă, clinică. Adică... Am luat-o pe stradă aia și ducea în aia. Și te duce la clinică. Spital. Că e mai sic. Cine închide un spital, deschide un cimitir, știi cum? Cine închide o școală, deschide o pușcărie. Cam așa. Cine închide o biserică, deschide iadul. Dane, fii atent. Știi care e aliatul tău cel mai mare în seara asta? Tu te uiți la timp, o să zici, timpul, tată, că mai am 3 minute și 15 secunde, adică timp. Nu, cel mai tare aliat al tău se numește Loredana. Ea șoptește. Tu, norocul tău, că ești foarte concentrat și nu o auzi, dar ea șoptește. Adică ea își dorește ca tu să câștigi, să iei banii. E simplu. Bravo, Loredana. Nu mai șopti mai, Loredana, mai. Okay. Nu mai șopti. Se aude așa, da. Se aude tot. Tu șoptești, da. Se aude tot. Spital, spital, spital. Îți ia banii în câteva secunde. Dane, de câte vreme ești zugrav? De câți ani? 33 de ani? 33 de ani? Activitate, existență îndelungată? Literă? Că tocmai am vorbit despre asta. Starea ceva ce există de mult. Acum am vorbit noi despre asta. Literă? Vechime. Nu te-am întrebat de am făcut ani? Legătura, că mi-ai zis. De câți ani? Vechime, de 33 de ani, zugrav, Dănuțe. Perfect. 3100 de lei. Asta îmi place cu cititul la tine. Mi se pare brav. Și mi-a plăcut școala. Brav. 2 minute și 57 de secunde mai avem și poți să fii pe prima poziție. Fii atent. A crea zgomot sub formă de ovație. Aplauda? Omule, ești tare. Omule, ești excelent. Nu m-am așteptat să-l iei pe ăsta.
Am stat așa, corect, a aplauda, a aclama la scenă deschisă, a aplauda. Mi-am închipuit o tribună care aplaudă și... Ovație, corect. Ovație, corect, că aplaudă. Aplauz. 2 minute și 52 de secunde și fii atent, ai 3800 de lei. Timp ai, bani ai, păstrează-ți mintea tot așa. Asta nu e ușor. Din nou plitere. Subiectul principal de, nu ți-ai zis că citești mult de tot, principal al unei lucrări literare, artistice sau științifice. Băi, cum te uiți la bine, ești nebun. Personaj. Nu, ansamblul ăla de idei. Ansamblul de idei ăla, abordate într-o operă. Ce fel de cărți citești, ai zis? Mai zis că citești de toate. De dragoste, de aventură, de toate. Ce-s astea? Sunt pe din afară. Ideea generală care reflectă un ideea cărții. Ideea cărții este... Subiect, nu. Subiect, tematică. Tematică. Nu era ușor. Asta e? Asta e. Nu era ușor. 3.000 de lei. Cât, Loredana? 5.900. 5.900. Fii atent. Dane, 1 din 8 mai ai. 2 din 9 și 2 din 10, adică clar poți să ajungi pe prima poziție. Dănuțe. Contact. Din 8 litere. Dane, foarte ușor. Dă-mi o literă. Hai o literă. Fii atent. Contactul fizic. Atingere. Ești tare, omule! Excelent! Atingere! Mamă, cum ai luat-o! Pe da, dar o greșeam. Vreau să zic apropiere prima dată. Ah. Și pur mai să iasă o literă. Te-a salvat litera. N-ul ăla, nu? N-ul. Apropiere n-avea n-ul. Bravo! 2 din 9 și 2 din 10. Dan. Hm? Hm? 3.700. I-ai adunat. Care a beneficiat de o ceremonie de deschidere. Adjectiv ăsta. Literă? Nu șopti, Alina. Inaugurat. Bă, m-ai lăsat mască, Dane. Mască m-ai lăsat, corect. Ăsta e inaugurat. Ăsta e. 4.500 de lei. Dane, nu-ți vine să crezi, așa-i? Sau îți vine? Nu știu. Că de-aia ai venit cu... Da, i-am venit. Bastonul de mareșal, nu? Ca să... Orice soldat are în raniță bastonul. Foarte bine, Dane, bastonul de câștigător. Avem 4.500 de lei. 9 litere. Departament care se ocupă de buna gestionare a unei companii. Literă. Hai o literă. Deci, hai să despicăm, să ne uităm la definiție. Deci, de buna gestionare a unei companii. Ăștia nu-s șefii, că ăștia strică, nu o gestionează bine. Ăștia literă. Ăia care se asigură că marfa ajunge de la producător la distribuitor. Departamentul ăla. Literă. Încă una. Producție și distribuție. Când ăia se întâlnesc, înseamnă că în compania aia e o chestie bună. Între producție și distribuție. Literă. Transferul, Dănuțe. Transferul produselor de la furnizor până la clienți. Trebuie să ai în compania aia o bună... Ai cuvântul pe ecran. Literă. Una, două, trei, patru, cinci. Nu-mi vine. Ba da. Logistică. Logistică! Una, două, 300 de lei ai câștigat, că 3 litere ți-au mai rămas. Logistică. Era greu logistica asta? Nu, dar nu mă duceam acolo cu cap. Cuvântul mă duceam la... Îl știai, Alina, logistică? Resurse umane, la... Îl știai, da? Contabilitate, la ale. Resurse umane, logistica, Dănuțe. Fii atent. Ascultă matematica. Ascultă-mă, da? E ca la fotbal aici. 2 din 10. 2 din 10. Ai timp? Ai timp, Dane, câți ani ai? 54. Ai timp?
pe acum. Un minut și 23 de secunde, e mult. Dar fii atent aici. În astea, în timpul ăsta, mai ai voie să iei, ca să fii pe locul întâi, doar 8 litere. Super. E bine, nu? Adică 4 litere de cuvânt. Dacă iei 4 litere de cuvânt și descoperi cuvântul, ești pe locul întâi. Sari peste Loredana, care are 5.900. Dănuțe, asaltul final ăla de 10 litere. Fii atent aici. Mamă, cât de ușor. Băi, cât de norocos ești. Mamă, ce definiție, ce ușor. Groapă formată pe o suprafață de teren. Pentru victorie, Dane. Literă. Literă. Rămâiește-ți literele. 2. Încă una literă. 3. Îți mai dau o literă. Literă. Ah, e ultima. Vezi, nu mai lua. Bun. Adâncitură. Ești tare, Dane. Adâncitură e. Perfect. 5.400 de lei. Loredana are 5.900. Loredana mai avea 18 secunde. Da, dar fii atent, ascultă-mă. 18 secunde mai avea Loredana până la final. Tu mai ai un minut și 2 secunde. E și bătălia de timp. Stai bine la timp. Ok. Dane, poți să iei 5 litere cu o singură condiție, să timpul să fie mai bun decât al Loredanei. Dacă nu, ia doar 4 litere și descoperă cuvântul. Dan, asaltul final. Dacă găsești cuvântul ăsta, ești pe locul întâi. Îți dau definiția? Din 10 litere. 10 litere, pune-le cap la cap la cap și găsește cuvântul care a căpătat un caracter universal. Literă. Adjectiv ăsta, Dane. Literă. 2 litere. Literă. 3 litere. Literă. 4 litere și mare atenție acum. Poți să o ieși pe a 5-a, dar atenție la timp după aceea. Literă. E, din clipa asta, mare atenție la timp. A fost trecut de la nivel național la scară mondială. Globalizat. Ai câștigat. Până în clipa asta ești campion, Dane. Globalizat. 5.900. Loredana are tot 5.900, da, Loredana? Diferența o face timpul în clipa asta. 37 de secunde tu și Loredana mai avea 18 secunde. Dane. Mă bucur că v-am întâlnit și v-am văzut. Și eu mă bucur, Dane, că m-am văzut. Mulțumesc. Mai e unul singur. Victoare, poți să schimbi tot. Hai, Victoare, poți să schimbi tot clasamentul. Totul sau nimic la Victor. Salut, Victoare. Seara. Ce faci? Am venit la concurs. Doar cu cuvinte. Doar tu mai poți să schimbi clasamentul. Dane, 5.900. Faci 6.000, ai plecat cu banii. Cine adune cei mai mulți bani, pleacă cu ei acasă. De unde vii, Victor? Botoșani. Botoșani, frumoasă zonă. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă, da, da. Personalități. Puh, câte, am zis-o întotdeauna, Botoșani. Toate. Ceva, toate, de la Eminescu la Biorga, la Enescu, e ceva acolo. E dat cu praf de geniu la voi în Botoșani. Așa este. Ce faci acolo în Botoșani? Sunt șofer la o instituție publică. Poliție, le iau pe toate astea publice. Prefectură, primărie. Prefectură, excelent. Și ce ai făcut? Ce ai terminat? Am absolvit anul ăsta FEA, Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri. Zău? Da. A fost o ambiție de-a mea. E bine, nu e bine? Foarte bine. E bine. Adică și prefecturile din România, dacă au șoferi cu facultate, e o treabă foarte bună. Căsătorit, Victor? Da. Bravo. Copii? Da, doi. Doi. Să străiască. Dar câți ani ai, Victor? 43. 43. Fii atent aici. Poți să fii câștigătorul serii la jocul cuvintelor. Feia asta, ce mai zi-mi o dată? Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri. Bă, cât de lungă titulatură. Businessman, cum ar veni, nu? Economist. Da, merge și în administrația publică. Și în administrație, că tu lucrezi în administrația publică. Specializare, asistență managerială administrativă. E clar, gata. Îmi place că din start te-ai agățat de buton.
Țin... Nu, stai agățat de el, că stai bine, Victoraș. Începem, da? Da. Tu poți să schimbi clasamentul. Deocamdată Dănuț e pe prima poziție. Victor, din patru litere, care a fost așezată undeva? Pusă. Pusă. Două secunde pentru 400 de lei. N-ai cerut litere. Bine. Ok, las-o. Drămuiește-ți. Drămuiește-ți literele. Gestionează-ți timpul. Ăsta e bun cuvântul pentru Dan, care e zugrav, dar îl prinzi și tu cu siguranță. Ești gospodar pe acasă. Cum îi zice când dai cu un strat subțire de var? Să nu șoptești, măi, Dane. Verb la infinitiv. Știi? Literă. Știu eu, pentru mine. Nu șopti, măi, Dane. Literă. Când dai cu un strat subțire de var, prima mână de lavabil. Prima mână de lavabilă. Cu un strat protector când acoperi. Zugrăvești artificial, așa. Sau uite, stropești pereții cu var. Spur. Cum? Nu. Stropești pereții cu var. Se zice și despre oamenii aia care de fapt au... Știu, dar nu vine. Afară, înăuntru, sunt într-un fel și în alt fel... Spoi. Spoială. Spoi. Spoi. A, spoi, da, de am oameni. Am întreb dacă e infinitiv spoi. Când dădeam seama. Am zis, am zis-o, verb la infinitiv. Las-o că e bine, 200 de lei. Fii atent. Victore. Botoșaniul, zona aia a Moldovei, toată zona Iașului, zona tot... senzaționale mănăstirile din zona aia, corect? De, da. De la voi, da, din, da, zona. Da. Acolo e toată ortodoxia aia puternică în zona Moldovei. Mănăstire mică, situată într-un loc retras. Așezarea aia de călugări. Mănăschit. Schitul! Schitul, călugărul din vechiul schit de atâta Dora și muri. Și eu... E la nunta lui printre... La, cum era? La înmormântarea lui printre sihaștri, prin geaua Marnii, cum era Loredana? Doi ochi albaștri. Da. E celebra romanță scrisă de Traian Demetrescu. Fii atent, Victore. 5.900 are Dan. 700 ai tu. 5 litere. Haină fără mâne. Bluză. Am apăsat fără să cer literă. Haina, mă, fără mâneci. Vestă. Stăteam, încercam să-ți arăt, nu ziceam. Vesta, 1200 de lei. Poți să fii pe primul loc, Victore. Poți să iei totul în seara asta. Parazit extern care sare, care sare. Purice. Puricele, 1800, fii atent la timp. Timpul poate să facă diferența, Victore. Tot 6 litere. A de meni și a se duce. Literă? Fii atent, să nu uiți, verb la infinitiv, adică infinitivul, mă bucur că se învață acasă, infinitivul, a merge, a cânta, a face... Ne pune minte la contribuție la jocul cuvintelor. Literă? Amomi. Uite, îți dau un sinonim pentru cei de acasă. Sau, dacă vrei, atenta. Literă? Când exerciți o mare forță de atracție. A... Literă? Mai mult spre rău decât spre bine. Eva. Ispiti. Eva cu mărul. Eva, Adam. Mărul, șarpele, ispiti. E bine. 2000 de lei. 2 minute și 53 de secunde. Încă poți. Fii atent aici. Te uiți, dezlegi definiția și te duci în mijlocul cuvântului. Instituție specializată în valorificarea dreptului de autor. Îți dau o literă. Da, hai, o literă. Hai, o literă. Hai, Victoraș. Fii atent. Cel mai mult te-a ajut spunându-ți că a apărut odată cu tiparul. E, fii atent aici. Ia, gândește-te. Taci, Răzvane. Nu șopti. A apărut odată cu tiparul. Literă.
Ne pune mintea la gimnastică, la jocul cuvintelor. De asta sunt atât de mulți oameni care se uită. Dacă a apărut odată cu tiparul, măi omule, are funcții culturale. Știi că am scos două cărți, eu anul ăsta? Nu. A, da. Nu știi, nu? Nici nu te mai ajută. Hai, din discuția asta... Literă? Mare atenție la timp. Am scos cărțile astea două, am lansat cărțile astea două în 2022. Literă? Anul ăsta. Hai, Victore! Editură! Mai vii, editura, Victore! Am vorbit de cărți! Am vorbit de cărți! Instituția, editura! Valorificarea drepturilor de scrie carte, editura se lansează că editura. M-am dus în altă parte. Unde te-ai dus? Unde Dumnezeu te-ai dus? De că știa editura, Răzvane? CNADTC. Cum? CNADTC. Cum îi zice, mă? CN, cum? CNADTC. CNADTT. Când dai cu DTT sau ce? De... Nu, mă, Victoraș, editură, când... Oamenii gândesc... Gândeam cu plagiatul, cu cine a scos-o, cum a scos-o, care a copiat-o. Oamenii gândesc atât de complicat jocul cuvintelor. E făcut să gândești simplu. Știi? Pam, simplu. Te duci pe drumul cel mai simplu. Uite, un exemplu. Care a fost acoperit cu un material din hârtie, mătase sau pânză decorativă. Ai un perete, da? Victoraș. Da. Acoperit cu mătase, cu pânză decorativă. Literă? Hârtie din aia. Pe peretele ăla, pe un perete, ai pus tot felul de... decorațiile astea, desene decorative. Literă? Zidul ăla peste care s-au pus materiale decorative. L-ai... Pereții se poartă... Literă? Una, două, trei, patru litere mai ai depus acolo? Nu cred! Nu cred că am oprit timpul jumătate de minut! E mătase sau pânză decorativă. Da, mă, se poartă pe mulți pereți. Sunt pereții, așa sunt pereții. Te, dai cu vopseaua, da? Dai cu, nu pui, nu, nu dai cu vopsea. Pui peste el o hârtie pe perete sau pui ceva. Mai e și sensul ăla cu bani, dar lasă-l cu bani, e complicat. Hai să rămânem aici în zugrăveală. Ce pui, mă, pe un perete? Tapetat. Tapet. Tapet. Îl știai, Dane? Logic. Logic. Că fac asta de 30 de ani. Pune tapet de 30 de ani. Era greu, Victore? Tapetat era. Încă putem. Un minut. Fii atent. Încă poți să fii pe prima poziție. Dănuț are 5.9. 5.9. L-ai auzit? Pac, 5.900 de lei. Victore, tu poți. Marele tău dușman în clipa asta... Timpul. Timpul. Ține minte, Botoșani, Iorga, cum a zis-o? Toată viața cheltuim ani și la sfârșit cerșim clipe. Toată emisiunea cheltuim minute și la sfârșit cerșim secunde. Victore, sumă de bani acordată pentru o muncă intelectuală. Iorga, cerșim clipe la sfârșit. Literă? Literă? Plata aia acordată, ai oprit timpul, bine, plata aia acordată unei persoane pentru un serviciu prestat. Serviciu. Îți dau, în schimb unui serviciu, ce-ți dau? Bani. Bani, dar banii, tariful prestat, tariful. Tariful reprezintă plata, se face la plata oamenilor. Plata, mă, îți dau remunerația unui avocat, a unui avocat. Avocatul îți cere, zi. Îți cere avocatul. Nu, n-am prins. Onorariu. Onorariu. Și notar ești tot. Și notarul, și avocatul. Ce onorariu? Onorariu. Mama lui de onorariu. Da. Câți ani ai, Victoraș? 43. 43 de ani. Născut în 1979. 70? Păi fii atent aici. Înseamnă că trebuie să știi definiția asta și să te duci exact la cuvânt. Zice așa.
ăla care vrea să desfințeze proprietatea privată și să o instaureze pe aia colectivă. Adjective ăsta. Ba da, știi, sigur. Totalitar. Erau duși cu pluta. Credeau că toate bunele societății sunt ale lor. Și luau tot. Pe bunicii mei. Le-au luat, le-au confiscat tot. Adjectiv? Comunism. Mai zi o dată, cum? Comunism. Comunist. Da, comunistul e. Perfect, ăla e. Secera și ciocanul, comunist. 2 din 9, Victore. 2 din 10. Ai 2100 de lei. Și marele necaz. E timpul. Iorga, de la tine, din Botoșani. Câștigăm, pierdem ani și cerșim secunde. Atenție la timp, da? Victor. Utilizarea unui bun. Folosirea? Du-te în zona asta, asta e, asta e. Du-te. Folosință. Ăsta e, Victore, omul e tare. Excelent. Am sărit să-ți întind mâna când am auzit folosirea, ți-am retras. Bravo. 28 de secunde. Care a fost fixat în spațiu și timp pentru a exercita o anumită acțiune. Uf, ce definiție, un pic mai complicată, așa, dar fii atent. Spațiu și timp. Da. Literă? Hai o literă, adjectiv ăsta. Literă? A fost planificat să înceapă la un moment dat. A fost planificat să înceapă la un moment dat, adică... Programat. Băi, Victore, ești tare, omule. Programat. Ne-am încurcat la început în lucruri atât de mici. Foarte bine. 3700. 13 secunde. 13 secunde pentru 2 cuvinte. Din 10 litere. Încep? Da. Bătălie finală, Victor. Victor de la Botoșani. Foarte bun joc. Fii atent la definiția asta. Interesantă. Mișcare cu susul în jos. Coborâre. Cu susul în jos. Rostogolire la propriu sau la figurat. Rostogolire. Auzi, întoarcere la cel puțin 90 de grade. Întoarcerea, mă, la cel puțin 90 de grade. Hai, Victoraș. Întoarcere? Hai, da. Ceaușescu, ce-au făcut? L-au de la putere, l-au... Pe Ceaușescu, l-au de la putere, l-au... Mișcare cu susul în jos. Coborâre. Cu susul în jos. Rostogolire la propriu sau la figurat. Rostogolire. Auzi, întoarcere la cel puțin 90 de grade. Întoarcerea, mă, la cel puțin 90 de grade. Hai, Victoraș. Întoarcere? Hai, da. Ceaușescu, ce-au făcut? L-au de la putere, l-au... Pe Ceaușescu, l-au de la putere, l-au... Retro-răsturnare. Răsturnarea era... Întoarcerea, știi? Da. Cu susul... Da. Victor. E greu de aici. Victor. Foarte ușor de acasă. De acasă, așa-i? Aud placa asta, o știu. Wow. Victore. 10 litere, 10 secunde. Știi cum îi zice ăluia care cântă la un instrument de suflat? Persoană care cântă la un instrument de suflat. Literă? No, persoană la instrument de suflat? Trompetist? Trompetistul Victor. Am avut urcășuri, coborâșuri. Sus, jos. Răsturnare. De asta e frumos jocul ăsta, da, al cuvintelor. Sus, jos, ca un meci de fotbal, ca un film, thriller, cu acțiune, cu de toate. Mulțumesc că ai fost cu noi, Victor. Mi-a făcut plăcere. Mulțumesc. 5900 de lei, Dane, hai să strâng mâna. Diferența a făcut-o timpul, Loredana, tot 5900, dar în alt timp. Bravo, Dănuț. Câștigător, zugrav care citește mult. Pasiunea lui e cititul.
Pasiunea asta cu cititul le-a dus premiu mare în seara asta la Jocul Cuvintelor. Mulțumesc! E despre minte Jocul Cuvintelor, e despre gimnastica creierului. Seară bună! Bravo, Dana! Bravo, Loredana!